up on my own. Even if I take this walk alone, nu trece zi fără să auzim o știre despre Kanye West și ieșirile lui catalogate drept dubioase și răutăcioase pe social media. De această dată se pare că rapperul a cam întrecut măsura, riscând un proces de 250 de milioane de dolari, intentat de familia regretatului George Floyd, în urma declarației făcute de ei în podcastul Drink Champs, prin care spune că moartea lui George Floyd a survenit în urma unei supradoze de droguri. În condițiile în care știm cu toți că Floyd a fost victima unui polițist care i-a ținut 9 minute genunchiul pe gât, în timp ce bărbatul repeta "nu pot să respir", cauza morții fiind confirmată și de medici. Mai exact, potrivit TMZ, Roxy Washington, mama fiicei lui Floyd, i-a dat în judecată pe ei și pe asociații săi pentru hărțuire, defăimare și provocare de suferință emoțională. Clienții noștri sunt tulburați și răniți de acuzațiile dumneavoastră. Ați făcut în mod malițios afirmații nefondate și neadevărate la adresa lui George Floyd, provocând suferință familiei sale, scrie în documentul trimis către West de avocații femei. Mai mult, așa cum vă spuneam, Kanye a tot fost implicat în ultima vreme în scandaluri, parcă mai tare ca niciodată. Motiv pentru care conturile sale de Instagram și Twitter au fost restricționate după câteva postări considerate antisemite. Între timp, se pare că West și-ar fi cerut scuze pentru postările antisemite. Voi spune, îmi pare rău pentru oamenii pe care i-am rănit, pentru confuzia pe care am provocat-o. Simt că am provocat răni și confuzie și îmi pare rău pentru familiile care nu au avut nimic de a face cu traumele prin care am trecut. Oamenii răniți i-au rănit pe alți oameni și eu am fost rănit. Este greșit să țin scuzele pentru mine și trebuie să renunț la asta și să mă eliberez de traumă, a continuat el.